Hei, salut prieteni! Ce mai faceți, măi, băieți și fete și domni și doamne și tot ce vreți? Salvare, salvare! Mă aflu în studio, după cum bine puteți observa, aici am fac și beacul. Mă pregătesc pentru show. Astăzi am show. Sau, mă rog, când îi difuza eu asta, deja show-ul va fi fost făcut. Dar mă pregătesc pentru show și sunt foarte bucuros, sunt foarte fericit că s-a dat drumul și începem să ne revedem, să ne reîntâlnim fizic toți. Acum nu știu pe România cum este încă, dar aici în Anglia putem face chestia asta la terasă. Și am show în seara asta și este sold out și mă bucur enorm că mă văd cu oamenii și ne luăm în brațe și ne bucurăm împreună și bem o halbă de bere, ca să zic așa. O să vă filmez astăzi traseul de astăzi, ca să zic așa. M-am bărbierit, după cum bine puteți observa, m-am freșchezuit, m-am aranjat. Pregătesc hainele de show, o să stau îmbrăcat la show că e afară, e la terasă totuși și e frig. Dar sunt bucuros că pot să fac chestia asta și îmbrăcat, nu contează. Important e să fim acolo toți și să ne distrăm. După cum vă spuneam, am sold out, deci s-a umplut toată terasa, undeva la 40 de persoane că atâta intră. Am să vă filmez și de pe drum un pic când plec așa și când pregătirea, cum ar fi de show, și am să vă filmez puțin și de la show, da, puțin, ca să fiți interesați să veniți și voi la spectacole, nu să vedeți toate materialele pe net. Așadar, dragii mei, nu uitați să dați și voi un subscribe la canalul de YouTube Varză Vlog. Le-am amestecat, făceam Varză Vlog, cred. Varză Vlog, un subscribe acolo, că nu costă absolut nimic. Și dacă vreți să și susțineți proiectul și ce va urma pe canalul de YouTube, atunci puteți să o faceți cu mare drag și cu mulțumiri din partea mea. Așadar, ne auzim imediat când plec. Să vedeți și voi cum e treaba. După cum se poate observa, m-am băgat la mașinuță. Soare frumos afară, exact vreme de terasă. Exact acolo unde am spectacolul. În Huntingdon, la Ephesus Hill Restaurant. La terasă, la prietenul meu Faisal, turcul. Turc. Mă pregătesc, mă duc spre show. Mă duc să-mi iau energia de care am nevoie, oameni buni. Vin să mă întâlnesc cu voi, cei care sunteți aici. Cei care nu sunteți, sper curând să ne vedem pe la spectacole, ori prin țară, ori prin UK. Depinde. O să încep și un turneu în UK, deci o să fie cu balamuc. Dar o să vin și în țară, că și acolo îmi place. Că na, sunteți ai mei. Tocamdată suntem aici, pentru că e greu acolo și încercăm să facem să fie... Nu e ușor nici aici, dar e ok. E ok pentru început. Să premenim și ochelarii de soare. Ștergem un pic. Ray-Ban. Fake-uri, dar foarte bun. Ieftine și frumoase. Perfect! Mă îndrept spre Huntingdon, dragii mei, deci iată a venit, mamă, am niște, nu emoții, dar am o stare foarte mișto, o stare de agitație interioară, de când, din ce pe treaba asta am așteptat atâta timp și wow, m-am săturat și de livrări de pizza și de șantier și de saltele și de drăși să le ia. Să le ia dreci, băi! E muncă. Dacă răbucești, dai cu ce să plătești acareturile, ce trebuie. O mașină, un telefon, o chestie, o... mărunte, dar... care se adună. Dăm drumul la aerul condiționat pentru că este nevoie. E cald, foarte cald. Pentru cei care nu știți, da, bănuiesc că știe toată lumea, dar pentru cei care nu știți, să știți că 14-15 grade în Anglia se simt cam aproape de 20 în România, 18-20. Deci este cald acum, până când intră soarele nori. Când a intrat soarele nori, zici că a tras un oblon, vine frigul. Azi noapte am avut minus 1 grad. Opa, am lovit telefon.
Bine, am pornit, că de-aia să bălângâne, deci ne vedem la show. Vă mai filmez și acolo. Ok. Eu mă apropii, haideți să vă dau, am ajuns în Huntingdon. Să vă dau și vouă să vedeți în față. Hați, o scatremură imaginea un pic, că na, dispozitivul. Aici o iau în stângacius. Îl aștept și pe vărul meu, că vine și vărul meu și o să-l aștept aici, ușor pe dreapta. Ia să vedem, să face cumva să... Cât îl aștept pe el, mai vorbim noi între noi. Uite în oglindă să văd, e soare, e frumos, e frumos la Huntingdon. La Huntingdon. Primul show după izolare. Mi-era dor. Numai ce au mai sunat acum 4 inși, că vin și ei, sunt surplus. Când vin lirele la mine, hai, și atâta e de bine, hai. Nu sunt atât de tare bucuros de bani, cât sunt bucuros că începe treaba. Asta e foarte important. Și luna ce vine, în luna mai, deja cu DJ Zeno, o să punem spectacole mari pentru cei care vă aflați în UK, pentru că se deschid terasele și restaurantele. Ne vedem la Mahala, la Casa Românească, la Crama Românească, în Ilford, peste tot. Cei care sunteți prin Northampton, prin Manchester, prin Liverpool, Birmingham, dacă știți restaurante, terase, dați-mi de veste, locuri unde putem să facem stand-up. Îmi dați de veste și am sosit. Glasgow, hai că vreau să vin în Scoția. Nu stați. Așa, hai că l-aș tip ăsta, dar ce-o face, mă, veni cu spatele, cu ce-o veni, mă? Și-a luat mașină șmecheră. Cred că de-aia vine încet să n-o strice. Doamne, uitați-vă cum consum motorina așteptându-l. Bă, dar e soare, e frumos. E frumos tare, bă, dar la Anglia aceea, bă. A, altceva. Acum nu mai văd în oglindă, că am geamuri fumurii pe spate și nu văd bine în oglindă. Dar când o veni, bă, când o avea, bă, de gând? Stai să aștepți ca prost. Mamă, a trecut un Moby Dick pe bicicletă. Gata, uite-l și pe vorbă. Hap, stați când îl vedeți, au ce mașină și-a luat, bă. Bogat, bă. Mașină șmecheră, bine. Plătește pe lună, da. Hai să-i dăm un pic de gonetă. Uite cum mă apropii. Gonetă, nene. Păi nu mai merge și jeta mea. Jeta. Volkswagen Jeta. Și o să-i zic Jeta. La mașină. Deci copiii au ieșit, sunt împreună. Să joacă. Merg la școală. E totul deschis. Frumos. Uite-l pe Robert, nepotul meu. Ei, hai dracu la spectacol, firial dracu. Mă rog. Nepotul meu a fost la Gagice. La Gagice, cu gagicele în parc. Cu băieții, cu gagicele. Și-a face la Anglia. La Anglia iese de mici. 16 ani deja. Sunt mari. A? Voi cum vă simțiți? Eu liber. Forță. 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 Încep show-urile. Bă, chiar sunt bucuros, jur. Am așa o stare de entuziasm așa și de o energie. Sper să am și un vibe bun, să fie un show super tare. Dar este că m-am acumulat niște povești după la șantier, după la... Făcut vărzică toți dracii, bă. Și că nu i-a terminat pe toți, băi, sunt câțiva cu coarne. Ei fac și pe aia firar, mama lor. Îi fac. Ne dăm drumul la spectacolele mari din luna mai. E bine că momentan sunt cam singurul stand-up-er din România în Anglia. Vine lumea să mă vadă.
că le place, că nu le place, asta e, asta sunt. Sunt singur. Bine, turneul ăla s-ar putea să merg în două variante, ori cu Cătădum, care se află și el la Regina Angliei aici, sau cu Radu Isac. Da. L-aș fi luat și păsică, dar s-a supărat Zeno pe el. E cu vaccinul, cu împotriva vaccinului. Da. Nu e treaba mea. O să merg și one man show. Ia să vă mai întorc cămăruța. Să mai vedeți pe traseu. Pe aici și livrez pizza. În Huntington. Aici pe stânga e un cimitir. Cu necuvântătoare. Și necuvântători. E la fel de liniște ca la noi, cimitire și la ăștia aici. O globă, ia curbă altfel. Haide, Georgi, că ce așteptăm? Infinity. Și-a luat Infinity. Sau Infinity. Hop. Și-am luat curbă de la dreapta și o să facem și la stânga. Ne apropiem ușor, ușor. O să parcăm la Sainsbury în parcare, că astăzi este free parcarea, fiind duminică. În parcare liberă și pe urmă luăm un picuț pe jos, așa, până la restaurant. Restaurantul este chiar în centru și n-ai acces cu mașina acolo. O să-mi iau boxa, că o am la mine aici în spate, frumos. Boxa, microfonul, am boxa de aia de stradal, de artist stradal. Foarte bună pentru ce avem noi de făcut. Aici undeva în dreapta e pizzeria Domino, unde mai lucrez eu când și când. Și acum intrăm la Sainsbury în parcare. E aceasta dâmburi. Iată parcarea de la Sainsbury, destul de goală. Aici parchează și spectatorii care vin la show. Și de aici toată lumea se plimbă ușurel, pentru că e cald, e soare, e frumos. Toată lumea... A, nu acolo, Georgica, că acolo e pentru dizabilități. A, gata că am găsit. Astea pe dreapta aici e pentru toată lumea. Pac! Mă bag și eu aici. Frumos, corespunzător, regulamentar. Punem frână. Ne oprim! Ne-am parcat frumos! Frumos, stai să întorc. Iată, bă! Am tras frâna de mână. Am oprit motor. Am dat jos ochelarii de soare, că nu ne trebuie. Scoatem telefonul din dispozitiv. Hop! Aleau așa ușor cu mâna. Spuneam și țigărica electronic să... Și am ieșit, stați așa. Oh. No. Trebuie să ai grijă, bă, că de la o vârstă pe cum coboară vârnă. Ce vorbești? Ah, să-mi iau boxa. Boxa! Am încuiat mașina, ce prost sunt, mă. Aute. Aute boxa. Hai. Sărie, băi. Băi. Menestrel, ia uite. Să beau și microfonul. Hai că vă filmez de la show. Încet, încet, începem și treaba, pe că ia uite. A venit lumile. Ia uite. Îi mai las un pic să vorbice, că trec la lucruri de la soale și le stă în gât pe oră. Au venit și cu copii, dar e mici, e mici. E mici, nu înțelege nici o prostie, nici o nimică. Nu e ca pe televizor, aici vorbim de șchis. Monica. E de-a noastră. Chicken-șiș. Toată lumea vrea chicken-șiș, nimeni nu știe ce e, dar vrem chicken-șiș. E bine, că stăm la restaurant la turcesc, la turcesc. Ne pregătim de show. Acum, ușor, ușor, începe show. Ăștia-s bucătari de meserie și știe ce e chicken shishu. E pe dreacu să ia. Gătesc mămăligă, da, e pe dreacu. Gata? Gata. A pornit. Asta e un lucru bun. Și
Vă spuneam că lucram la capătul benzii, da? Unde venea Salteaua, gata. Intra pe mașina respectivă, se împacheta în celofan, automat, acum, n-am înțeles niciodată cum funcționează, dar mă rog. Și la mine venea o bandă împachetată în celofan de plecare, eu scoteam eticheta, avem și aici pe asta, scoteam eticheta, o lipeam pe ea, o dădeam jos de pe scripet și o puneam sus pe, de pe mașină și o puneam sus pe scripet. În a șaptea zi de muncă, și Dumnezeu, am muncit șaptea, a șaptea sau din. Așa e, cred că asta este, sunt trimisul lui Dumnezeu pe pământ. Ca noi toți de altfel, dar eu mi-am găsit calea acum. Și în a șaptea zi de muncă, un coleg de-al meu, român, de-al nostru, ai noștri sunt de treabă, toți, și el. Și bucureștean de-al meu, adică, tovarășul meu, fratele meu, că el mi-a arătat pe acolo cum se face. El lucrase pe poziția asta unde lucrez eu, care era cea mai grea poziție din tot ce, din tot procesul de construit Salteaua. Era cea mai grea la final, pentru că tu trebuia să iei Salteaua efectiv, pe uși pe scripeții morților măsii. Care treceau într-una, mergeau, adică nu s-o opreau scripeții aia, dă-i morților, uite așa. Și el lucrase aici, dar nu mai putea să lucreze pentru că avea lombago. Deci bagă azi, bagă mâine, până când o bagi, că se uscă și cade, cam așa vine. Deci pe el îl nenorocise chestia aia și eu intrasem acolo, el trecuse o etapă mai încolo, adică îl durea măciucă, el punea saltelele către mine pe bandă. În ziua respectivă, în noaptea respectivă, se făcuseră foarte multe saltele. Și era totul plin. Nu lucraseră ăia de jos de la docuri și era luat loc. Aduceți 3 mese pentru domn. Și 6 scaun. Uite, așa stai pe ăla, te rog. Vino cu acest, stați aici, băgați-vă aici lângă vărul meu. Țineți-i de urât lângă vărul meu. Și, Dana, simte tare să nu te dea pe masa. E! Asta n-ai cum să-și conduce rău în Anglia. Ai loc să intre acolo sau ți-aduc ceva separat? Bagă-te, dragă mea, că tu ai loc. Ce mașină ai? Sunt curios. Ford Mustang? Jeep, nu? Păi normal că nu încăpe în. Dacă te bagă la mea... Bine, acum intri, dar cu Ford-ul ăla de l-am avut înainte... Bine ați venit. Dar de ce n-ați venit la timp? Ți-am zis, nu te mai băga în pădure, nici n-ai semnal în pădure. N-am avut. Păi, știu. Hello. De unde e, mă, părul? Da, da-ți-o. De unde e, mă, părul ăsta, mă? Dar tu nu ți-ai pus întrebarea asta, te rog? Nu știu, cred că a făcut din plan. Bă, băiatul, ai întrebat-o și tu. Băi, nevastă, nu îți discutăm și noi într-o seară, așa. Nu intru în lucruri cu astea. Nu te bagi în amănunte, că tu rămâi pe drumuri, mă rog. Asta zic și eu. Băi, știi cum e? Picătură din tine, elit! Păi am zis, tati, vezi când ajungi aici, râzi? Nu contează ce zice, râzi? Auzi, mă, ai schimbat de curând ceva pe casă, nu știu, geamuri... Țigla, țigla. Țigla, am înțeles. Am avansat. Cu țiglarul seamă și eu. Tu și bagi mult la Cezar, ce mai dai liber, te rog frumos. Uite ce pățește când lipsește de acasă și... Nu, nu, draga mea, lasă, tu să fii sănătate. Ce faci, mă? Filip? Cât ești vrea să faci un până aici? Ce seamănă, mă, Liliu? Seamănă cu bunicul. Mă arde de pat. Lasă-mă, că acum... Na. Păi, liniște. Așa cum e? Liniște să ai toată viața ta. Sănătos să fie, omule, și bani să faci să-l crești. Da. Lasă-mă. Ia-o cu el. Îi dai și cu energie, cu ce? Îl pastilezi? Oh, că s-a deschis acum, s-a... Da, revin. Saltele. Ultima zi. Scripeții plini. Nu lucraseră aia jos la docuri care încărcau în tiruri. Scripeții plini, toți. Uite așa se plimbau în toată fabrica, plin de saltele. În depozit, aici, în spatele meu, plin de saltele. N-aveai unde să mai pui o saltea. Și spun lui ăsta, bă, strească mă ta, oprește banda, zic că n-am unde să le pun.
Da, frățiorul meu, ți-i pare partea la benzi. Am dat, a oprit banda, am dat jos salteaua aia care mai era, i-am făcut în sfârșit, a înghesuit-o într-un loc acolo. După care zic, gata, bine că s-a oprit, să vedem ce se întâmplă, cum rezolvă treaba managerii. Care erau tot români, ce credeți manageri? Peste tot sunt numai manageri români. Dar muncim în ce stai, bă. Și m-am tot că zic, gata, ce bine, când pleacă banda. Și vine saltea. Zic, bă, ești tâmpit? Oprește banda, că n-am să le pun. Gata, gata, frățior. O dau jos, oprește banda. O dau jos, o pun la loc. Mă întorc, pleacă salteaua. Păi zic, să moară mama, zic. M-am dat într-o parte să mă uit dacă e ăla, care e român, care mă înțelege, oprește banda. M-am uitat ăla era. Zic, bă, dementule, oprește banda, morție, că n-am să pun saltelele. Gata, gata, frate. Am pus și ultima, am râs, bă, erau peste mine, mă, aici, nu mai aveam loc de... Când m-am întors, banda. Am plecat pe lângă mașină, el era cu spatele, că el le făcea acolo și părul le dea drum pe banda. L-am bătut pe umăr când s-a întors, nu știu cum, m-am împiedicat, habar n-am, am alunecat pe, că acolo era ciment din ăla și... Nici nu știu cum s-a întâmplat, că, bă, dintr-o dată m-am trezit cu barba lui în funde, bă, dar rău! Bă, mi-a dat așa tare că a căzut. Deci, bă, dați seama cu ce ură a lovit. Bă, când mi-a dat o barbă în fund, dar direct barba în mijlocul bărbii, când mi-a dat direct în creștet aici și s-a dus jos și... Mamă, cu manager veniți, urlături, chemăm poliția. Și i-am zis, doar asta am apucat să-i zic, că n-am mai... Eu am vrut să-i întind mâna în cătere, dar n-am mai apucat și... I-am zis doar atâta, zic... Dacă îi zici lui ăsta să cheme poliția, de câte ori te prind în Huntington, te bat până ți-o schimbă banii. Și ăla a întrebat, chemă poliția și ăsta făcea, no, no! Și am lucrat 7 zile. Cam atât, da? O să oprești vericul, gata că... A fost mai mult, vă dați seama, da? Pentru mai mult, mai stați pacii pe lângă mine. Dacă v-a plăcut, nu uitați să dați și voi subscribe și poate un share. Vă pup o varză și vă mulțumesc că sunteți alături de mine. Vă pup. Ne revedem curând, că na, ori în live, ori cu material. Vă pup!